lăuntru nostru. Eu am avut experiența aceasta când m-am întâlnit cu Dumnezeu. Am plonjat în mine însumi, întâlnindu-mă cu Hristos. Și pentru prima oară în viață am simțit că mă întâlnesc real și cu mine însumi. Noi funcționăm cu un fel de coajă a lucrurilor, adică suntem obișnuiți ceea ce solicită personalitatea noastră, lucrurile care se derulează de la o zi la alta, ne permit o manifestare, să spunem, foarte superficială a eu-ului nostru. Duhovnicia ne trezește inima lăuntrică, inima profundă. Să știți că chiar se spune cumva că odată cu momentul cincizecimii, oamenii și-au descoperit rugător pentru prima oară inimile, inima adâncă, la care nu aveau acces. Și cincizecimea aceasta, pogorârea aceasta a Duhului Sfânt, nu este un eveniment vechi și s-a terminat. Fiecare liturghie este o cincizecime. Dacă începem să vedem ce ne pune la dispoziție cu adevărat viața bisericii, e uimitor. Deci, nu știu să dau sfaturi despre cum să ne descurcăm, dar e o chestiune de supraviețuire a fiecăruia dintre noi, de a ne lua în serios, de a ne cultiva inima și aș îndrăzni să spun, dau un sfat foarte practic. Ce ar fi ca în fiecare zi să cultivăm această rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe mine păcătos sau păcătoasă, sau Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, sau Doamne miluiește dacă sunt atât de agitat că dacă spun Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, mi-a fugit mintea pe câmpie, atunci măcar spun Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, uimire, stă aici mintea. Și atunci încep să spun lăuntric. De exemplu, suntem acum și vă puteți ruga lăuntric și spuneți rugăciunea. Și nu vă ia nimeni. Și e foarte limpede că dacă ajungem la manifestarea aceasta, ne e mult mai greu să fim șifonați lăuntric spunând această rugăciune. Și vom constata cu uimire că viața noastră se schimbă, comportamentul nostru se schimbă. Și căpătăm, asta spuneam, glumeam adineori cu cineva, cum să ajungem să nu ne mai certăm în trafic unii cu alții? Simplu. Pe o rază de Târgu Mureș spune rugăciunea inimii la volan. Punct. În clipa când m-am urcat la volan și am început să spun rugăciunea inimii, vă garantez că, indiferent că m-a jenat ăla din față, nu poți să spui rugăciunea și să te rogi, Dumnezeu îl curățește pe mine păcătosul și să-l văd pe ăla că e mult mai păcătos ca mine și eventual să-i dau și niște faruri sau dacă pot să-l ating și cu aripa, e și mai bine. Nu. Sunt în altă tendință lăuntrică. Și veți vedea cum se schimbă realitatea noastră. Deci eu vă îndemn să cultivați rugăciunea în fiecare zi, cu timp și fără timp, cum nu prea avem timp de alte rugăciuni, se pare. Ce-ar fi, ne sculăm, facem o cruce mare și mergem deja bâșbâind spre baie să vedem dacă distingem bine lucrurile, ne căutăm periuța și așa mai departe, dar am început deja să spunem Doamne, Iisuse Hristoase, miliește, Doamne, Iisuse Hristoase, miliește. Și după mergem spre masă, pregătim masa, nu avem timp să facem rugăciunea, dar noi o spunem în continuare în timp ce pregătim, plecăm la servici, mergem pe drum, putem să spunem rugăciunea și așa mai departe și toate lucrurile acestea. Și Părintele Proclu îmi spunea așa, cel care adoarme din rugăciune noaptea, îl ocrotește Dumnezeu în timpul somnului, îi păzește somnul. El avea niște stări de la această rugăciune, că spunea că există stări mai înalte decât rugăciunea. Adică lui se întâmpla că se ruga cu rugăciunea inimii și Dumnezeu îl lua o stare mai înaltă de contemplare și după aia l-a ducea înapoi în rugăciune. Deci nu pierdea rugăciune. Deci când venea din starea respectivă, din nou începea să spună rugăciunea și ajungea la cele mai firești. Deci vedeți ce fac oamenii duhovnicești cu această rugăciune. Deci cultivați-o, pur și simplu. Vreau, dar nu știu să simt, să identific conexiunea cu Dumnezeu. Se poate să nu fim unii vrednici de asta? Sau e foarte greu? Nu, e pur și simplu, fiți onest, onest, onest. Adică, haideți, faceți-vă un examen așa de conștiință, cum am puneți pe o hârtie, lucrurile care vă deranjează cu dumneavoastră, ceea ce nu vă convine la dumneavoastră, adică ceea ce simțiți că undeva făcându-le nu v-a nobilat lucrul respectiv. Idealul ar fi să ajungeți și la o spovedanie cu ele. Dar așa, o listă. Eu după prima și, de fapt, a doua spovedanie, vă spun sincer, când am ieșit de la spovedanie aia, a doua spovedanie din viață, când am ieșit de la spovedanie aia, parcă zburam așa. Deci aveam o senzație, deci că mă eliberasem fizic. Și am povestit și în altă situație, iertați-mă dacă sunt repetitiv pentru unii. Eram tocmai după anii, după comunism imediat, și m-am dus într-o alimentare. Era post și trebuia să mănânc ceva în ziua respectivă. Cât cuprinde în fața ochilor compot de piersici și nimic altceva. Ăla era produsul.
trei doamne care se plictiseau de moarte, aveau o stare absolut duhovnicească acolo, nu mai puteau de plictiseară. Mă apropii de ele după spovedania mea și aveam o stare, simțeam așa că radiază ceva, deci nu mai puteam de bine. Și le spun așa zâmbind, ați putea să-mi dați și mie un borcan cu compot? Parcă le-a electrizat ceva, nu știu ce a intrat așa în ele. Au început să mi-au căutat de pe toate borcanele alea, nu le-am cerut niciodată așa ceva, să mi-l dea pe cel mai frumos. Mi l-au pus în mână așa bucuroase, toate au participat, una n-a șomat, toată lumea s-a... Așa? Când am ieșit cu borcanul ăla, am știut și am simțit că am primit ceva foarte prețios la spovedanie, pentru că se exprima lucrul respectiv. Deci, dacă descoperim un pic uneltele adevărate ale bisericii, vom vedea că toți suntem chemați, că nu există o aristocrație a mântuirii. Adică unii care sunt aleși și proștii, restul care se descurcă și ei cum pot. Nu. Fiecare avem un destin, cum să spun, nobil în fața lui Dumnezeu. Numai că trebuie să ne venim un pic în fire, să ne dăm seama că Dumnezeu ne cheamă să fim nobili și noi dormim o popușoi, cum ar spune cei din Moldova. Adică să ne dăm seama că eu, acesta care se presupune că am o existență banală, acoperită cumva de realizările unora și altora și așa mai departe, de fapt se poate întâmpla ceva absolut uimitor cu mine dacă încep să cultiv împărăția lui Dumnezeu lăuntru meu. Cu această rugăciune. Și să vedeți că rugăciunea cheamă harul. Și cheamă harul, harul este prezența lui Dumnezeu. Și încep să simt lucruri care nu sunt din lumea aceasta. Sigur, să nu mă îmbăt cu apă rece, să nu îmi fac iluzii, să nu îmi imaginez împărăția lui Dumnezeu în mine, să alung toate gândurile, să scap de gânduri. Să încep să spun rugăciune așa undeva, așa mai cu simțirea inimii, dar și cu mintea deopotrivă. Și vă garantez că Dumnezeu are căi să vă facă, să vă dea semnal cum că e înregistrat apelul. Cum a reușit Adam și Eva, care au avut doar copii băieți, să populeze tot pământul? S-a întâmplat primul un incest în Biblie sau a fost mâna lui Dumnezeu? Vedeți, sunt unele lucruri care pot fi șocante pentru noi. Și atunci vă întreb și eu, dar dacă a fost mâna lui Dumnezeu într-un incest, de exemplu, atunci? Nu e vorba de incest. Eu cred că pur și simplu cei care s-au născut din ei, după aceea, au fost împreună unii cu alții și au format primele familii. Asta este ceea ce bănuim noi acum, punând o minte științifică la o viziune teologică asupra lucrurilor. Pentru că noi vorbim de un Adam și un Eva istorici. Da? Și lucrul ăsta e foarte important pentru noi, pentru că dacă nu există istoricitatea lui Adam și a lui Eva, sunt teologi contemporani care tind să spună Adam, suntem toți, dar dispare păcatul. Adică diferența între noi și Adam este că Adam este cel care introduce prin păcat alterarea firii omenești. Și dacă nu există un Adam, e ca și cum nu mai e nicio problemă cu firea omenească. Ori noi am moștenit o fire omenească coruptă. Deci, eu am foarte mare încredere în istoricitate, așa se numește, să spunem așa, fără să fim pretențioși în cuvânt, persoanelor biblice și cred că Dumnezeu a rânduit să se nască și alții și alții și așa mai departe, să formeze familii între ei și așa mai departe. Nu știm acest lucru, poate că greșesc. Însă nu m-aș gândi așa, nu m-aș repezi să mă gândesc imediat de la incest. Nu, personal, nu. Eu nu primesc acest lucru. Însă să știm că în trecut ați văzut, de exemplu, chiar în neamul evreu, cum, de exemplu, dacă murea un frate, fratele lua de soție pe cea care rămânea și așa mai departe. Adică să nu avem nicio viziune din aceasta atât de scrupuloasă, conform normelor actuale, să spunem, de înțelegere, astfel încât să... Pentru că lucrurile erau mult mai curate în trecut și mult mai sănătoasă, să spunem, zestrea noastră decât lucrurile pe care le ducem la ora actuală. Din ce motiv este susținută ideea că doar ortodoxii se pot mântui? Eu nu susțin. Alta e nuanța. Dacă mă întrebați de ce recomand ortodoxia, vă voi spune, pe sigur, pentru mine ortodoxia este biserica, prin excelență, și că este calea, prin excelență. Dar nu spune nimeni vreodată că numai ortodoxii se mântuiesc, pentru că îi las lui Hristos posibilitatea să facă niște lucruri așa cum știe El să le facă. Dar nu judec eu în locul lui Hristos cine se mântuiește și cine nu. Așa vă voi întreba și eu, tâlharul pe cruce era ortodox? Și Vechiul Testament erau toți ortodoxi? Și așa mai departe. Deci noi avem o viziune asupra ortodoxiei, cumva așa ca un fel de partida politică ortodoxă față de partida politică catolică, protestantă și alte religii și așa mai departe. Nu. Dar ceea ce știm sigur este că de 2000 de ani încoace,
prin viața bisericii vine către noi esențialul și autenticul pentru ca noi, urmând lucrurile acestea, să ne mântuim. Asta trebuie să avem în vedere. Și ar trebui să strălucească faptele noastre. Și vedeți, cum spunea Părintele, care e definiția noastră cea mai bună? Cum și-a sfârșit viața Sfântul Ioan Evanghelistul? Iubiți-vă! Da? Deci în clipa când sunt ortodox și găsesc pricini pentru a nu-L iubi pe aproapele meu, chiar credeți că strălucește ortodoxia în mine atât de tare? Pe de altă parte, postul este o perioadă care ne cheamă la o veghere, da? Privegheați. Este o veghe a noastră. Și eu cred că dacă atenția noastră, eu vă spun, cel mai bine e să avem un duhovnic. Duhovnicul este incredibil ca prezență. Ascultându-l pe Părintele Iosif Vatopedinu în Sfântul Munte, a zis un lucru, a zis o realitate cumva de taina neamului omenesc. Pe mine m-a marcat cuvântul ăsta. Spune, oamenii din neascultare au căzut, primii oameni, din neascultare au căzut și prin ascultare se ridică. Deci învierea noastră reală este ascultare. Fiul ascultă până la moarte de tatăl, spune, dar nu voia mea, ci voia ta. Noi în biserică ascultăm. Bine, noi spunem așa în general, fiecare naș își are nașul, da? Dar noi spunem în biserică, fiecare părinte își are părintele sau fiecare om își are părintele lui. Eu sunt părinte pentru cei care se odihnesc prin preoția mea. La rândul meu am părinte, la rândul lui are părinte. Și toți avem părinte și toată paternitatea aceasta se hrănește din Tatăl nostru care este în ceruri. Așa spune Arhimandritul Sofronie că our father is our true patrology. Adică patrologia noastră adevărată este Tatăl nostru. Acolo este toată paternitatea. Deci dacă eu mă țin de Tatăl prin exercitarea ascultării în biserică, scap de toate ispitele acestea. Nu există nicio precepere omenească să mă pună să mă securizeze, să mă pună la adăpost de ispitele acestea. Dar atenție, ispita nu este păcat, trebuie să fim foarte preciși. Acceptarea ispitei este păcat. Deci poate să vină ispite asupra noastră, dar noi, prin filtrul pe care îl punem și prin ascultarea pe care o facem, le spunem nu și aliluia. Și nu e nicio problemă. Da? Deci, nu știu metodă mai bună la ora actuală și mai precisă duhovnicește decât ascultarea de părinte. Nu am cum să pierd duhovnicește dacă l-ascult. Părinte Răzvan, ultima întrebare. Ați scris în urmă cu câțiva ani o scrisoare la moartea unui copil care trăia într-o râpă lângă o localitate ieșeană. Nu am citit textul, doar comentariile la adresa lui, așa că dați-ne, vă rog, câteva amănunte. Mulțumesc! Am avut un sentiment atunci când am citit ce s-a întâmplat cu copilul acesta. Era un copil care venea dintr-o familie dezbinată, cu tată alcoolic, cred, în orice caz, părinți care nu știu să fie părinți. Și cei de la școală nu știau de situația lui, profesoară, educatoarea și așa mai, adică învățătoarea sau ce, nu mai știu exact la ce nivel era. Și în loc să-l ocrotească, practic, au pus presiune pe el și nu au putut să-l odihnească pe copilul acesta. Și deci, practic, era respins acasă, era respins la școală. Colegii lui nu au știut să îl întâlnească ca om și l-au găsit la o râpă undeva, nu știu, băuse sau a stat în frig și s-au băut, a stat în frig și după aceea și-a murit. Și l-au găsit. Și câteodată e ca un fel de pustietate, așa, iertați-mă că nu fac circ acum în fața tuturor, pe care o resimt în clipa când noi ca oameni nu suntem în stare să ne dăm seama un pic cine este omul din fața noastră și să avem un pic atenție pentru obișnuitul vieții noastre, aproapele nostru, care ne pare într-un anumit chip așa când îl cunoaștem, dar nu știm nimic din ceea ce duce în sufletelul lui. E un faliment al societății noastre și al modului nostru, iertați-mă, inclusiv câteodată de a face misiune în viața bisericii, că îngăduim să fie o astfel de excluziune în viețile noastre și semenii ai noștri să nu aibă nicio posibilitate ca prin dragostea unuia dintre noi să se deștepte la viața cea adevărată. Și atunci am strigat oamenilor de acolo și am spus, dar nu am strigat oamenilor, i-am strigat lui, i-am strigat lui Dumnezeu. Și am spus, Doamne, cum îngădui, iartă-ne pentru ce putem să facem pentru copiii noștri și pentru cei care sunt fragili în mijlocul nostru.
Și strigătul ăsta s-a auzit în sfârșit. Atât de târziu s-a auzit și au fost impresionați la nu știu ce, pe unde au fost impresionați, că cineva, uite, un preot din Paris a auzit drama acestui copil, că noi la Iași, acolo unde eram, n-am auzit drama lui. Păi, fiecare cu sensibilitățile lui. Dar să nu credeți că sunt eu foarte mișcat de drama celor din jur. Eu ajung la un grad de nesimțire văzând repetitiv în viețile oamenilor cum oamenii se antrenează spre descompunere și își fac un mod de viață din asta. Și la un moment dat mă durific și eu că văd azi ăla, mulți, pe stradă. Să știți că în Paris sunt oameni care dorm pe stradă ca sunt românii noștri. Nici n-ai zice că sunt români, ai zice că sunt francezi toată viața lor. Și când colo să ai noștri care poposesc pe stradă și duc o viață așa. Nici nu au, dar nici nu caută mai mult. Unii își pierd facultatea rațiunii așa cum trebuie și nu mai poți să te înțelegi bine cu ei și duc modul ăsta de viață. Deci revenind, nu știu cine e persoana care mi-a pus întrebarea și nu știam că eu îl pomenesc ca un carnețel de rugăciuni, vă spun sincer, deși acum îmi scapă numele în acest moment, dar îl am în buzunar imediat ce îi citesc numele, știu despre cine e vorba. Măcar din când în când o astfel de trezire ne este foarte benefică. Nu știu ce gustă omulețul acesta dincolo, dar în orice caz noi am ratat ceva. Vă dați seama ce-o fi în sufletul acelor părinți în eventualitatea că nu urmează, știți, în Dostoievski sunt niște analize de situații în care stai și te minunezi cum creionează adâncul nesimțirii omenești în fața suferinței de lângă ei. Dar în mijlocul nostru sunt astfel de situații unde sunt adâncuri și noi nici cu vârful degetului nu le atingem. Și revenind și încheiind, eu atunci am strigat. Am strigat întâi de toate la Dumnezeu și am spus, iartă-ne pentru copilașul acesta, pentru că mă privește și pe mine lucrul acesta. Că eram la Paris, nu geografia contează, când sunt realități duhovnicești, geografia nu mai contează. Și s-au sensibilizat și alții. Nu știu dacă au făcut ceva după aceea pentru alții. Că știu că se fac multe și faceți multe și sunt convins că sunt niște oameni care rezonați cu cei în suferință. Eu vă spun, sunt așa tot mai rugos cumva, așa, parcă nu-i mai simt pe oameni, că e repetitiv și ba ăla și nu se mai... Dar de fapt ce ar trebui să facem? Ar trebui să aplicăm metoda aia, să fim cu rugăciunea lăuntrică și când vine o astfel de situație să-L întrebăm pe Dumnezeu lăuntric, Doamne, cu El ce facem? Cunosc un medic în Paris care tot timpul așa e la urgențe. Și vin unii pe tavă, așa, deci nici nu știi ce să mai alegi din ei. Și așa își pune întrebarea, Doamne, cu El ce facem? Adică să facem echipă bună cu Dumnezeu. Și de acolo se întâmplă niște lucruri nebănuite. Cred că asta este o soluție. Cine știe că s-or mai fi ca El? Dacă, să spunem în urma seriei acestea, cumva avem ochii un pic altfel spre a vedea lucrurile acestea. Și să știți că nu e nevoie tot timpul de bani, că nu banii sunt problema. Banii vin, mijloacele vin. Ce cere Dumnezeu de la mine, și cu asta chiar închei, este ce simt eu câteodată la spovedanie. Știți câteodată vine câte unul la spovedanie? Și am o simțire așa lăuntrică, îmi vine să-l iau în brațe. Pe el sau pe ea. Să-i strâng așa. Mi s-a mai întâmplat câteodată. Să-l iau așa, să-l țin. Ca un pui. El, pui sunt și eu. Da, să-l țin așa. Și că îmi dau seama că e mai mult decât ce pot eu să exprim cu cuvântul. Și simt câteodată că Dumnezeu vrea să exprime așa, să mă traverseze un adânc de dragoste, dar eu, cum am niște stresuri așa, nu cumva să interpreteze, nu cumva să simtă nu știu cum așa, parcă nu las suficient, deși ar trebui să las. Dar cred că o să capăt curaj încetul cu încetul. Pentru că Dumnezeu de fapt vrea să exprime prin noi niște lucruri nemaipomenite. Și noi tot dăm peste mâne și spunem cum credem noi că ar trebui să lucreze El. Și tot încerc să învăț din nou și din nou, lasă-te în mâna lui Dumnezeu, lasă-te să lucreze cum vrea El să fii tu și vei vedea că se întâmplă lucrurile. Vă garantez că dacă facem așa, împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Mulțumim! Știți că ortodoxia este foarte curajoasă. Pentru că e aproape o nebunie câteodată să poți să fii ortodox într-o lume care vrea să le strâmbe în toate felurile. Dar are curajul ei inspirat de Dumnezeu special. Și cred că avem creativitate fiecare dintre noi să fim ortodoxi așa cum știm noi mai bine.
astfel încât să se întâmple ceva cu noi împreună. Deci, vă mărturisesc că mă bucur nespus că a fost în seara asta. Nu vă mulțumesc mai mult decât atât, că mulțumesc că m-ați suportat așa cu plusurile și minusurile, putințe și neputințe. Dar vă rog din tot sufletul, dacă a fost ceva valabil pentru dumneavoastră, că eu v-am dat din cei mai buni și pentru mine, vă rog, puneți în lucrare. Pentru că în felul ăsta se împlinește această seară. Nu numai că știți cum e la biserică, ci că a ținut unul o predică și un părinte o predică și îl întreabă, și cum a fost predica? A, da, extraordinar a vorbit părinte. Și ce a spus acolo? Păi asta nu mai știu. Știți? Idealul ar fi să cam știm și să cumva să ne bucurăm, să punem în lucrare. Mulțumesc!